În mini-vacanța de 1 mai, polițiștii maramureșeni au intervenit pentru aplanarea numai puțin de 11 conflicte între membrii aceleiași familii. A fost nevoie de intervenția polițiștilor la Baia Mare, Botiza, Seinteu, Țimăghereuș, Baia Sprie, Rozavlea și Ulmeni. Însă doar într-un singur caz de violență în familie a fost necesară și emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Asta după ce ieri polițiștii din Săin au fost sesizați telefonic de către o femeie de 26 de ani din oraș cu privire la faptul că soțul său a agresat-o fizic. Femeia le-a povestit polițiștilor că în timp ce se afla în fața casei unde locuiește împreună cu copiii și soțul său în vârstă de 35 de ani, pe fondul consumului de alcool, acesta a agresat-o fizic. La domiciliul victimei a fost solicitat un echipaj al ambulanței care i-a acordat îngrijiri medicale femeii, ulterior fiind transportată la spital. În cauză, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului și au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.